pentru geamul murdar al mașinii am putea fi amendați chiar și cu 1200 de lei. Doar că legea nu face nicio distinție, spre exemplu, între o lunetă prăfuită și una plină de noroi. Polițiștii vor fi cei care decid în trafic dacă geamurile mașinilor sunt suficient de murdare încât să merite amendă. Până și ei recunosc că noile reguli sunt cel puțin confuze. Avem în spate aici o mașină, este cu un strat consistent de praf pe lunetă. Exact, aici ar putea lăsa interpretabil dacă încurcă sau nu încurcă, dacă obstrucționează sau nu obstrucționează vizibilitatea. Dacă mașina asta în trafic, l-ați amendat sau nu l-ați amendat pe șofer? Da, bună întrebare. O întrebare la care polițiștii vor fi nevoiți în curând să aibă totuși un răspuns. De la finalul acestei luni, șoferii prinși cu parbrizul, geamurile laterale sau luneta murdare riscă amenzi între 870 și 1160 de lei, dacă murdăria afectează vizibilitatea. Doar că legea nu dă niciun detaliu în plus, așa că fiecare polițist va trebui să decidă cât de murdar înseamnă prea murdar. În mod normal, da, se încadrează la articolul de lege, obstrucționează vizibilitatea. Este acoperit? Este. Se încadrează la textul de lege? Se încadrează. Noi nu avem acea definiție clară cât de murdar să fie. Nu există un instrument de măsurare al mizeriei de pe geamuri. Se va uita polițistul prin habitaclul mașinii ca să vadă dacă există vizibilitate prin geamurile laterale, lunete sau parbriz. De asta e bine să ai o cameră de luat vederi, ca să poți demonstra cât de murdar a fost în cazul în care ți se pare că n-au fost suficient de murdare. Măsura menită să reducă numărul accidentelor îi nedumerește și pe șoferi. O să fie greu să decidă, cum e și cu zgomotul. Nu au un aparat să măsoare decibelii, nici murdăria nu se poate măsura. Avocații spun că cel mai probabil sancțiunile vor fi tranșate în instanță. Ar putea să lase loc la interpretări majore, iar bineînțeles și amenziile care ar urma să fie date ar fi destul de ușor de contestat. Nu este singura schimbare din codul rutier care lasă loc de interpretare. Unii șoferi spun că și anumite norme privind condusul agresiv sunt discutabile, precum cele care privesc turarea nejustificată a motorului sau schimbarea repetată a benzii de circulație. Noul cod rutier a fost deja adoptat de guvern prin ordonanță de urgență și va intra în vigoare la sfârșitul acestei luni.